Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. O întâlnire în văzduh. Apoi noi, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 17. O versiune a Bibliei în limba engleză parafrazează revenirea lui Hristos în felul următor. Domnul însuși va da porunca. Arhanghelul anunță cu glas tunător. Trâmbița lui Dumnezeu răsună. El va coborî din ceruri, iar cei morți în Hristos vor învia. Ei vor fi primii. Apoi noi, cei vii, care vom fi încă în viață în acel moment, vom fi răpiți împreună cu ei în nori pentru a-L întâmpina pe Domnul. Atunci va fi o reuniune de familie uriașă, așa că mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Am încheiat parafrazarea textului din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele de la 16 la 18. A doua venire a lui Hristos va fi anunțată de sunetul de trâmbiță al Arhanghelului. Cimitirele și oceanele vor da morții înapoi. Hristos se va arăta a doua oară ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă, ne asigură Evrei, capitolul 9, versetul 28. Evenimentul va fi văzut de întreaga omenire. Orice ochi îl va vedea, ni se spune în Apocalipsa 1, versetul 7. De la Adam și până la noul născut, toți vom fi martorii acelui moment. Dar nu toată lumea îl va primi cu bucurie. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere, scrie în Matei 24, versetul 30. În cer nu poți ajunge prin șansă, ci prin alegere. Și Dumnezeu îți va onora alegerea. Cei care îl recunosc pe Hristos ca Mântuitorul lor vor învia pentru a celebra cea mai mare reuniune de familie din toate timpurile. Tu vei ajunge în cer? Dacă nu ești sigur, nu lăsa ca ziua aceasta să se încheie până nu-ți pui încrederea în Hristos și nu-L primești ca Domnul și Mântuitorul tău.